În practică, lucrurile nu merg șnuri din potrivă. Mulți suferinți se plâng că așteaptă prea mult din clipa în care sunt testați pozitiv, pentru că cei de la DSP și de la ambulanță nu mai fac față. Așadar, dacă pacienții ajung la spital în stare gravă, pentru unii nu se mai poate face nimic. Intervenția medicală tardivă este una dintre cauzele mortalității ridicate de la noi, pe lângă populația bolnavă și sistemul medical mai puțin performant. Dragoș Sârbu este de 2 săptămâni în autoizolare după ce a aflat că are COVID. 2 săptămâni. Am fost contactat de DSP de-abia ieri, deci mâine se fac 2 săptămâni de când am fost să mă testez și să și aveam simptome și de-abia seara am fost contactat de cineva care părea fi tot de la, adică de la DSP, dar părea fi tot de la un call center. La fel ca el, alte sute sau chiar mii de pacienți care au primit un rezultat pozitiv așteaptă un telefon de la DSP ca să afle în ce spitale mai sunt locuri libere. După 4 zile de când i-am informat și au trecut 7 zile de când mi s-a recrutat probe. Care? Încă nu am niciun răspuns. Este greu de descris. Mi-am dat seama după primele 2 zile de sute de telefoane către 10 mail-uri. A simțit-o pe propria piele și interpreta de muzică populară Valentina Ionescu. Diagnosticată cu COVID, a stat acasă până în ultima clipă, deși anunțase autoritățile că s-a îmbolnăvit. Eu am avut insuficiență respiratorie. Am tușit, am avut o tuse sacră. Cred că dacă aș fi fost un simplu muritor, adică un om care nu avea nicio cunoștință în domeniul medical, i-a fi fost foarte greu. Pentru că am apelat întâi medicul de familie, care mi-a spus că ea crede că nu mă va primi nimeni neavând febră. Acestea sunt doar câteva dintre cazurile fericite care au rezistat în fața bolii fără ca starea lor să se deterioreze. Specialiștii cred însă că o intervenție întârziată în cazul pacienților cu formă gravă de COVID poate însemna decesul. Contează cum se monitorizează pacienții înainte de a ajunge într-o formă severă. Este foarte important cum se face abordarea și, din păcate, de multe ori, pacientul ajunge când este deja într-un stadiu avansat. Intervenția tardivă este, de altfel, una dintre principalele 3 cauze de mortalitate la pacienții COVID de la noi. Primul rând este starea de sănătate a populației. Apare o infecție virală, cum infecția cu SARS-CoV-2, probabilitatea de a face o formă severă categoric e mai mare și de a apărea complicații. Iar realitatea cruntă se vede cel mai bine în cifrele raportate de Centrul European pentru Controlul Bolilor. Potrivit ultimei actualizări, rata cumulativă a deceselor pe ultimele 14 zile raportate la 100.000 de locuitori a ajuns la noi la 3,2. Doar Spania și Malta ne mai depășesc cu un indice de 3,4 morți la 100.000 de locuitori. Asta în timp ce țări care înregistrează zilnic peste 10.000 de bolnavi, precum Franța sau Marea Britanie, au acum o mortalitate mult mai mică, semn că și-au învățat deja lecția din primul val al pandemiei. Cosmin Stan, ProTV. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.